Dimineața aș dori să ne aducem, să ne aducem din nou în Cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm în Scripturii. Și aș vrea să continuăm cumva ceea ce a spus Nic. Dar înainte de a continua, aș vrea să, dacă sunteți de acord, să proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu, care conține acea făgăduință că Dumnezeu va lucra prin Cuvântul Lui. În Isaia, la capitolul 55, cu versetele 10 și 11, le știți, este Scriptura, sau sunt Scripturile pe care Dumnezeu le-a dat prin revelație prorocului Isaia și Dumnezeu face această promisiune și spune, versetul 10, ceea ce dintre dumneavoastră care doriți să spuneți împreună cu mine aceste versete le puteți spune, Isaia 55 cu 10 spune, căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Amin. Este promisiunea lui Dumnezeu. În această dimineață aș dori să aduc înaintea noastră un cuvânt din Scripturii, și anume cuvântul pe care îl găsim în Matei, la capitolul 5, cu versetul 14, unde spune, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și lumina luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Mi-am intitulat mesajul din această dimineață, fii un copil autentic al lui Dumnezeu. Fii un copil autentic al lui Dumnezeu. Ne uităm în jurul nostru și suntem de multe ori supuși la proba de a ne stăpâni limba atunci când vedem rezultatul acțiunilor multor persoane care ne înconjoară. De ce? Pentru că observăm că deciziile pe care ei le iau și rezultatele care urmează acestor decizii nu sunt niște rezultate bune și ne afectează. Ca și copii, ne uităm la părinții noștri și vedem că unele dintre deciziile pe care părinții noștri le-au luat în dreptul nostru ne-au afectat. Ne-au afectat și ne-am pomenit cu răni sufletești. Și purtăm rănile astea cu noi și atunci când se ivește o situație asemănătoare cu cea în care am fost rănit, rana, durerea din inima mea începe să se manifeste prin ceea ce spun. Și, cum spunea Nic mai devreme, rănesc sau rănim cu cuvintele noastre. De ce? Pentru că purtăm rana în inimă. Domnul Iisus Hristos spune, din prisosul inimii vorbește gura. Adică cuvintele pe care noi le spunem ne arată ce este în inimă. Cuvintele pe care noi le spunem ne arată ce este în inimă. Dacă noi rănim pe cei de lângă noi, în inima noastră sunt răni. Dacă noi dăm lucruri bune, dăm încurajări, în inima noastră este o încurajare. Dacă în inima noastră, dacă pe gură noi scoatem cârtiri și lucruri împotriva lui Dumnezeu, de fapt asta este atitudinea din inima noastră. Să nu ne înșelăm. Biblia spune, Domnul Iisus Hristos spune, din prisosul inimii vorbește gura. Dă pe din afară. Ei, și așa cum am spus, sunt situații în care noi, ca și copii, ne uităm la părinții noștri și observăm niște decizii pe care ei le-au luat și care ne-au făcut rău. Și atunci începem să vorbim împotriva părinților noștri. Poate părinții se uită la copiii lor, care sunt neascultători în anumite aspecte și au decizii greșite și se confruntă cu tot felul de situații și încep să vorbească împotriva copiilor lor și să spună tot felul de lucruri greșite. Lucruri care îi afectează pe copiilor. Pentru că fiind în poziție de autoritate, tot ceea ce spune un părinte peste copilul lui va lua ființă, mai devreme sau mai târziu. Și nu vreau să intru în amănunte. Da? Atunci când poate mergem la un loc de muncă și șeful ne face nedreptate.
Și ne-a făcut nedreptate de mai multe ori și suntem puși în ipostaza de a îi riposta, dar nu putem să îi ripostăm, că dacă i-am ripostat ne-am pierdut serviciul. Atunci începem să cârtim. Vorbim așa, noi cu noi înșine, dar de fapt vorbim înaintea lui Dumnezeu. Uite ce șef, vai de capul lui, mă nenorocește. Toate aceste exemple pe care le-am dat și multe altele, și sunt multe altele. Nu vreau să intru în alte exemple și în alte amănunte. Toate aceste exemple arată că, de fapt, oamenii răspândesc în jurul lor mult întuneric. Mult întuneric. Și problema care apare ca în viața noastră ca și creștini este că noi suntem afectați de acest întuneric. Problema se pune cum gestionăm întunericul care vine din partea altora asupra noastră. Cum gestionăm lucrurile, cuvintele, emoțiile, manifestările acțiunilor, rezultatele deciziilor pe care alții le iau și care ne afectează pe noi. Cum le gestionăm noi ca și creștini? Că ne afectează. Vrem, nu vrem, ne afectează. Dacă negăm, nu este o soluție. Dacă noi suntem răniți de cineva la care ținem, de obicei ești rănit de persoana la care ții mai mult, da? Pentru că ai niște așteptări de la ea, nu se împlinesc așteptările, ești rănit. Dacă noi luăm rana aceea și o negăm și spunem, m-am rănit, dar asta este, merg înainte, nu s-a întâmplat nimic, asta nu este o soluție. Rana rămâne acolo, se pune o crustă peste ea și când apare o situație tensionată, îi zbucnește durerea și puroiul de acolo și aduci mult întuneric în jurul tău. Domnul Iisus Hristos vine și spune așa, voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. Nu spune voi sunteți întunericul acestei lumi, spune voi sunteți lumina lumii. Adică fiecare dintre noi suntem câte o luminiță a lui Hristos în această lume. Spuneam, întrebam mai devreme, cum gestionăm noi întunericul care vine spre noi? Răspunsul găsim în Ioan la capitolul 1. Spune, lumina luminează în întuneric. Și nu se oprește acolo. Știți ce urmează, nu? Lumina luminează în întuneric și întunericul nu a biruit-o. În ebraică, în greacă, în limba originală în care a fost scris Noul Testament, da? Spune că, de fapt, dacă citim și o altă traducere în limba română, spune că întunericul nu a putut să o cuprindă. Deci, întunericul vine spre noi, noi suntem lumină în Hristos, dar întunericul, pentru că Hristos este în noi, întunericul nu ne poate cuprinde. Pentru că Hristos este noi și întunericul care este în jurul nostru nu ne poate cuprinde, nu ne poate birui pentru că Iisus Hristos este în noi. Voi sunteți lumina lumii. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și acum ajungem puțin mai adânc. Dacă este atât de întuneric în prejurul meu, și dacă eu am atâtea probleme cu care m-am confruntat și cu care mă mai confrunt. Și dacă tot încerc să aduc soluții și încerc să rezolv probleme și mă rog lui Dumnezeu și postez și îi iert și totuși lucrurile astea vin și mă afectează. Ce să fac mai mult? Ce să fac mai mult? Răspunsul pe care vi-l împărtășesc și pe care l-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu este acesta. Și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și să slăvească pe Tatăl vostru. Răspunsul pe care îl dă Scriptura, ca să putem să biruim întunericul de care suntem înconjurați, este să fim niște copii autentici al lui Dumnezeu în Hristos. Să fim niște creștini autentici. Noi, fiecare dintre noi, am fost creați de Dumnezeu într-un mod unic și special. Mi-mi place să spun, și este dovedit științific, ceea ce vă împărtășesc, cred că v-am mai spus, atunci când celula de la mamă se întâlnește cu celula de la tată în timpul relațiilor matrimoniale și Dumnezeu zice să fie un copil, în momentul ăla apare un fulger acolo. În momentul concepției apare un fulger. Japonezii au studiat, au demonstrat, au filmat și apare ca un foc de artificii. Ei zic că este o eliberare de ion de zinc. În sfârșit, din punct de vedere științific, așa este, după cercetările lor. Convingerea mea este că atunci vine lumina lui Dumnezeu, viața lui Dumnezeu în secundă aia și atunci ia ființă Daniel. Și Dumnezeu se bucură. Dumnezeu se bucură că Daniel este creat, că Ion, că Gheorghe, că Alina, că Georgiana
Fiecare a fost creat și Dumnezeu se bucură de această nouă creație. Intră în ființă, intră în existență, în conformitate cu planul lui Dumnezeu, o ființă deosebită și specială. Ești tu, unic, minunat, frumos, frumoasă. Nimeni n-are zâmbetul tău, nimeni n-are ochii tăi, nimeni n-are părul tău. Nimeni nu este ca tine, tu ești unic și special. Ești ieșit din dragostea Tatălui, din dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se bucură și, cum noi să spun, dă o petrecere. Pac, foc de artificii. Se naște un suflet, pac, foc de artificii. Momentul în care vine omul în existență, vine în această lume decăzută și care parte urma păcatului. Și se confruntă cu întunericul și Dumnezeu spune că în această lume de întuneric, în această împărăție a întunericului, voi sunteți lumini. Voi sunteți lumini în lume. Spune Scriptura aici un lucru foarte important. Lumina voastră să lumineze. Știți ce e foarte interesant aici? Că nu spune lumina lui Hristos să lumineze prin voi, nu? Ați remarcat? Așa spune Scriptura. Nu spune lumina lui Hristos să lumineze prin voi, nu? Spune lumina voastră să lumineze. Dar cum poate să lumineze lumina noastră? Păi lumina noastră poate să lumineze când este aprinsă de lumina lui Hristos care vine în noi. Că așa spune Scriptura într-un anume loc, tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina cu lumina Lui. Și în momentul în Hristos te luminează, mă luminează cu lumina Lui, acceptându-L pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor în viața mea, lumina Lui vine în mine și eu devin lumină. Aleluia! Și fiecare devenim lumină. Aleluia! Și lumina noastră trebuie să lumineze. Dar apare o problemă. Avem o fire pământească care nu se supune lui Dumnezeu, care nu se poate supune lui Dumnezeu și care se luptă împotriva Duhului lui Dumnezeu. Apostolul Iacov spune așa. În Iacov, la capitolul 3, începe și vorbește acolo despre limbă, cum este limba, și la un moment dat spune așa. Nu este bine să binecuvântați voi creștinilor. Le vorbește Apostolul Iacov unor creștini, nu le vorbește unor oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și spune așa, din aceeași vână, din același izvor de apă, nu are cum să iasă apă dulce și apă amară. Din aceeași sursă, nu are cum să iasă și binecuvântarea și blestemul. Din aceeași gură ies și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Nu trebuie să fie așa. Problema când este așa, este că creștinii de foarte multe ori și mulți dintre creștini, mulți dintre noi, asta o zic pentru că mă includ și eu. Nu generalizez, dar zic mulți. Mulți dintre creștini avem probleme în ceea ce privește autenticitatea noastră ca și ucenicii lui Hristos. Avem probleme în a fi autentici. Aș vrea să dau un exemplu. Atunci când cineva își cumpără un laptop, un calculator, ca acel calculator să funcționeze, inventatorii calculatorului, împreună cu hardware-ul, adică cu partea fizică, au dezvoltat și un software, un program, da? Dacă e calculatorul fără software, ce se întâmplă? Nu faci nimic. Dacă ai software-ul și n-ai hardware-ul, ce se întâmplă? De asemenea, nimic. Dar ce se întâmplă dacă ai un calculator bun, un PC bun și un program de operare care este piratat sau hăcuit? Și ce se întâmplă de foarte multe ori? Sau de ding, 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 adică eroare, 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 eroare. Adică sistemul de operare care nu este original poate să dea eroare. Adică dacă un sistem de operare care nu este autentic, nu este genuin, cum se spune în engleză, dacă el nu este autentic, dă erori. Din punct de vedere spiritual, dacă noi nu suntem autentici în chemarea și în trăirea noastră personală, individuală, cu Dumnezeu, încep ding, 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 erorile. Și așa se întâmplă ce spune Iacov. Printr-o capacitate de a rosti binecuvântare și de a aduce binecuvântare, omul aduce moarte și blestem. Cine vorbește în chip ușurat, expune Scriptura, rănește ca străpungerea unei săbii.
Viața și moartea stă în puterea limbii. Fiecare va mânca roadele, spune în Proverbe. Problema pe care creștinismul în momentele acestea o întâmpină este problema autenticității vieții de credință. Se vorbește foarte mult și sunt foarte multe predici care ne arată cum să mergem prin credință în Hristos înainte. Și este un lucru foarte bun și foarte important, pentru că fără credință e cu neputință să fim plăcuți Lui. Pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce caută. Și e foarte important să ne întâlnim în credință prin cuvântul Lui. Dar vor fi fiind unii la momentul în care Hristos se va întoarce, care prin credință vor fi scos dracii și vor fi prorociți și Hristos le va spune: plecați de la mine că eu nu vă cunosc. Plecați de la mine că eu nu vă cunosc. Citim în Matei la capitolul 7. Apar erorile. De ce? Pentru că noi în societatea în care trăim ne hrănim atât de mult mintea și ne hrănim prin felul acesta sufletul și Duhul nostru cu atât de multe informații seculare încât ajungem să trăim niște roluri. Ajungem să nu mai fim autentici. Ajungem, din cauza presiunilor și a întunericului care este în jurul nostru, ajungem să nu mai vrem să fim văzuți ca fiind creștini. Așa de, cum să zic eu, niște creștini din noi așa mai radicali. Vrem să fim niște creștini așa cum sunt majoritatea. Vrem să fim niște creștini care se duc la biserică, care vin la biserică, dar care să nu fie atât de incisivi în ceea ce privește lucrurile și principiile din Cuvântul lui Dumnezeu. Și învățăm și începem să punem în practică roluri. Și din păcate, situațiile cu care noi ne confruntăm și societatea de astăzi are atât de mare impact prin informațiile pe care le transmite prin media și prin mediul online, încât creștinii care nu sunt ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu încep să pună în practică aceste lucruri, inclusiv în familia lor. Și ajunge în familie ca soțul să-și ia un rol de soț bun și iubitor. Un rol de soț bun și iubitor care își iubește soția, dar seara când se culcă tot, se duce și deschide calculatorul sau televizorul și se uită la filme interzise persoanelor sub 18 ani. Și devine dependent de pornografie. El este un model. El e un soț iubitor, un tată iubitor, un soț iubitor. Dar de fapt, prin deciziile pe care le ia, aduce acest păcat, această falsitate în viața lui și în familie, de multe ori, sau nu de multe ori, uneori, sunt cazuri, când în familie se percepe o răceală și începe să apară o răceală între soț și soție și soția spune: măi, nu știu ce îi se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă. O cauză este că soțul joacă un rol. Vrea să fie acel soț autentic, dar nu este acel soț autentic. E valabil și pentru soție. Atunci când, de exemplu, soția este chemată fiind creștină să se supună soțului în dragoste și să-i arate respect. Soția nu face acest lucru. Soțul este rănit, este supărat, este devastat de aceste aspecte. Și îi comunică soție și soția la un moment dat ia așa o atitudine de smerenie falsă. Fără să aibă în inimă dorința de a se supune în dragoste soțului ei, începe să poarte un rol în familie pe care îl duce în societate, pe care îl duce la biserică, pe care îl prezintă copiilor. Mi-aduc aminte de o anecdotă, am auzit-o mai de mult. Era un frate, era cu o soră pe undeva, printr-o țară, printr-un loc, și fratele și sora aveau ceva discuții și la un moment dat frații din biserică au vrut cumva să-i ajute și se duc acasă, bat la ușă și deschide sora. Intră frații în casă, sora deschide ușa, este la ușă, fratele este undeva mai sub o masă. Și îi dau frate, ce faci acolo? Frate, în casa lui omul stă unde vrea. În casa noastră trebuie să stăm în locul în care Dumnezeu ni l-a creat să stăm, frații mei. Este vorba despre a fi autentici. Copiii, pentru că ai lor părinți
tot îi toacă la cap și nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia, nu te du acolo, nu pune pe mâna pe aia, nu te uite acolo, nu-i bun filmul ăsta, nu-i bună muzica asta, dar pune mâna pe Biblie, da, roagă-te, da, fă aia, da, fă aia. La un moment dat spune, bă, dar chiar m-am săturat de părinții ăștia, tot ce mă cicălesc așa, dar ca să am pace cu ei, ca să am pace cu ei, ce fac? Da, da, tati, da, mami, ai citit, da, am citit, cât un psalm, ai citit, da, am citit, cât, doi psalmi, oh. Ce psalm? Ei, zi și mie ceva din psalmul pe care l-ai citit, păi am uitat. Decizii de falsitate pe care tinerii, pe care copiii și tinerii le iau, ca să poată să facă față niște, unor lucruri care pe ei îi agasează. Pentru că nu există o comunicare între tată și mamă. Între tată și fiică, tată și fiu, între mamă și fiică, între mamă și fiu. De ce? Pentru că suntem prea ocupați ca, jucându-ne rolurile în societate, în biserică, să dăm bine în fața celorlalți. De fapt, nu mai suntem autentici. Și din păcate, din păcate, această atitudine o ducem și în relația cu Dumnezeu. Pe nesimțite. La început am fost un creștin plin de dragoste, plin de bucurie. În momentul în care cineva îmi zicea, uite frate, greșit acolo, ziceam, da, am cer iertare, mă pocăiesc, vin și îmi plâng păcatul, cum spunea Nică, Doamne, vin și îmi plâng păcatul înaintea Ta și mă pocăiesc. Și trece vremea. Sunt situații care vin în viața mea, apare întuneric, încerc să-L gestionez așa cum pot eu, nu cum Dumnezeu îmi dă soluții și încep după un timp să mă ascund de Dumnezeu. Încep după un timp să-mi acopăr păcatul, să-mi găsesc justificări la păcatul meu. Păcatul înseamnă ceva ce este împotriva voii lui Dumnezeu. Păcat înseamnă ratarea țintei. Păcat înseamnă ratarea scopului lui Dumnezeu pentru mine. Și asta înseamnă păcat, în conformitate cu ceea ce spune Sfânta Scriptură. Și ajung ca în familie, vorbesc ca unul care am familie, da? Ca în familia mea să joc rol de soț, rol de tată, să joc rol de păstor, să joc rol de diacon, să joc rol de credincios și relația mea cu Dumnezeu să fie una extrem de superficială și neautentică. De ce? Pentru că am îngăduit minciunii să intre în viața mea. Pentru că nu mă hrănesc, de exemplu, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, spune Scriptura. Domnul Iisus Hristos în Ioana capitolul 17 spune, cuvântul tău este adevărul, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Nu avem cum să fim niște creștini autentici dacă nu ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem cum să fim niște creștini autentici dacă nu trăim cuvântul lui Dumnezeu știscând când suntem singuri, noi și cu Dumnezeu. Când vine la televizor o scenă erotică, dacă eu nu schimb canalul, dacă eu nu schimb televizorul, și dacă eu stau cu ochii ațintiți acolo, când sunt doar eu cu Dumnezeu și nu mă vede nimeni și nu iau o decizie de a nu mă uita la acele lucruri care știu că mă întinează, știu că este păcat, asta înseamnă că las falsitatea în viața mea. Și apoi, după ziua următoare, fratele, predică, vorbește, se roagă. Și sunt multe situații în care se întâmplă aceste lucruri pentru că nu ne adâncim ochii în Cuvântul lui Dumnezeu. Și ne adâncindu-ne ochii în Cuvântul lui Dumnezeu, pierdem ceea ce Dumnezeu are să ne spună și are să ne dea. Și lucruri, sunt multe lucruri, dar lucrul pe care vreau să subliniez astăzi este acesta. Duhul Sfânt vrea să ne certifice statutul de copil al lui Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Să știm în inima noastră că Dumnezeu ne este Tată. De curând am avut o discuție cu cineva și îmi spune, de fapt, întreabă, știi, eram împreună cu soția mea și aveam așa o conversație și spune, eu cred că Dumnezeu are favoriți. Eu cred că Dumnezeu are favoriți. Și atunci am zis, dar de unde ai tras tu concluzia asta că Dumnezeu are favoriți? Păi, uite, am citit eu pe undeva, pe acolo, prin Biblie și am văzut că nu i-au făcut niște chestii rele și Dumnezeu nu i-a pedepsit, dar ce-a făcut chestii rele, Dumnezeu i-a pedepsit. Parcă Dumnezeu e cam așa. Pune așa, cu alte așa, înseamnă că Dumnezeu are favoriți. Și am zis, băi, Dumnezeu nu are favoriți. Dacă este să fim favoriți, toți suntem favoriții lui Dumnezeu. Toți suntem favoriții lui Dumnezeu, da? Pentru că suntem în Iisus Hristos și El ne vede prin Iisus Hristos fiecare într-un mod special și unic și El l-a dat pe singurul Fiu pentru fiecare dintre noi. Valoarea noastră este valoarea Fiului lui Dumnezeu. Noi suntem toți favoriții lui Dumnezeu.
Persoana respectivă e încă în începutul credinței. Și am încurajat-o și eu și soția mea, Marilena. Citește și din Noul Testament să vezi cum Dumnezeu ți se revelează. Și apoi zice, știi, eu cred că ar mai fi trebuit să mai vină Domnul Iisus Hristos încă o dată. Așa ca un copil, știți, când e un copil așa mai mititel și își dorește niște lucruri foarte, foarte mult, spune, dar vreau să mi se întâmple aia încă o dată. I s-a întâmplat acum o săptămână un lucru frumos și spune, vreau să mi se mai întâmple treaba aia încă o dată. Și această persoană spune, vreau să vină, ce bine ar fi să vină Domnul Iisus ca acum și să ne vorbească din nou și să fiu și eu lângă El și să-mi spună și mie ce le-a zis celor care erau acum 2000 de ani împreună cu El și le-am zis, măi, dar tot în Scriptură spune că Domnul Iisus Hristos nu ne-a lăsat orfani și că Domnul Iisus Hristos a trimis pe altcineva care să fie cu noi împreună cum El a fost cu ucenicii. Domnul Iisus era doar în Nazaret, în Galileea, în Ierusalim și era doar acolo, înconjurat de câțiva. Duhul Sfânt este acum împreună cu toți creștinii, milioane, sute de milioane pe tot pământul. De ce a făcut Dumnezeu? Lucrurile pe care le găsesc scrise în Scriptură. Și tot în Scriptură, frații mei, surorile mele, găsesc scris un lucru extraordinar. Faptul că Dumnezeu ne este Tatăl. Tatăl nostru care ești în ceruri. De fapt, Abba, sau Abba, tăticul nostru care ești în ceruri. Aș vrea să vă pun o întrebare. Din ce știți dumneavoastră? Dacă ar fi să îl cunoașteți și ați vrea să îl cunoașteți pe Dumnezeu ca Tată mai mult, și în fața dumneavoastră ați avea trei uși. Pe una scrie Tatăl, pe alta scrie Dumnezeu Tatăl, pe alta scrie Domnul Iisus și pe alta scrie Duhul Sfânt. V-aș întreba, pe ce ușă ați intra ca să-L cunoașteți mai bine și mai mult pe Tatăl? Cine vrea să... Deci puteți să răspundeți. Nu, nu, să nu vă temeți, să nu vă temeți că greșiți. Prin Fiul. Prin Fiul. Altă ușă? Cine? N-am. A zis cineva? Hai îndrăzniți, că acum... Prin Duhul Sfânt. Așa. Depinde dacă ești pentecostal sau nu. Nu depinde dacă ești pentecostal sau nu. Poftim? Totul merge la Tatăl. Iisus este calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este adevărat. Toate răspunsurile sunt corecte, dar știți care este inima lui Dumnezeu? Să ni se descopere personal ca Tată. Lucrul ăsta nu se poate face într-un mod direct. Să avem noi o relație cu Dumnezeu Tatăl direct. De aceea e nevoie de Domnul Iisus. De aceea este nevoie de Duhul Sfânt. Prin El avem intrare la Tatăl într-un singur Duh. Dar aici nu este vorba despre felul în care ajungem noi la Tatăl. Întrebarea pe care am încercat să o pun nu se referă la felul în care noi putem să îl cunoaștem pe Tatăl, ci ce-i în inima noastră. Cât de mult vrem noi să-l cunoaștem pe Tatăl? Despre asta, de fapt, este vorba. Vrem să-l cunoaștem într-un mod direct? Noi am fost învățați și este un lucru bun că am fost învățați și este o învățătură corectă. Eu sunt calea, adevărul și viața, zice Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dar în momentul în care treci prin Iisus Hristos, nu rămâi în Iisus Hristos. Ești în Iisus Hristos și intri în prezența Tatălui. Aleluia! Și Domnul Iisus Hristos spune un lucru extraordinar care pe mine m-a uimit și care m-a umplut de bucurie. Spune, căci Tatăl însuși vă iubește. Căci Tatăl însuși vă iubește. Deci Dumnezeul cel Sfânt, de care noi ca oameni nu ne-am putut apropia niciodată, de care evrei nu s-au putut apropia niciodată, de care nimeni nu s-a putut apropia niciodată, a pregătit o cale ca prin această cale să mergem la El și să putem să spunem, tăticule, despre asta este vorba. A trăi o viață de copil autentic al lui Dumnezeu înseamnă ca să-L cunosc pe Tatăl meu într-un mod autentic, într-un mod direct. Care este inima Tatălui pentru tine? Care este inima Tatălui pentru mine? Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, găsim scris că Dumnezeu ne trage către El cu funii de dragoste. Dacă citim în Cuvântul lui Dumnezeu, mi se spune că mi se zbate inima în mine, este un loc în Vechiul
Testament spune, mi se rupe, spune Dumnezeu Tatăl, mi se rupe inima în mine pentru fiul meu, pentru Israel. Mi se rupe inima în mine că el greșește și ia decizii greșite și că păcătuiește și că se depărtează de mine și că în felul acesta nu poate fi binecuvântat și eu nu-l pot binecuvânta. Care este inima Tatălui pentru noi? Pentru fiecare dintre noi. Și aș vrea ca această întrebare să vă luați și să vă puneți și să-i opuneți lui Dumnezeu Tatăl. Noi de foarte multe ori ne raportăm la Dumnezeu doar prin Iisus Hristos. De foarte multe ori ne raportăm. Și este un lucru bun. Dar nu este un lucru complet. Căci Tatăl însuși ne iubește. Știți, știți care e promisiunea Tatălui? Dacă citim în Corinteni, găsim scris acolo că la final, Tatăl îi va cuprinde pe toți. Că Hristos se va supune Tatălui și noi fiind în Hristos și Tatăl va fi în noi toți, în toți creștinii, vreau să spun. Și atunci Dumnezeu spune Scriptura, va fi totul în toți. Și ce mare har este că avem posibilitatea ca încă de pe pământ să știm cine este Tatăl nostru. Bine. Aici apare problema, dacă tatăl meu pe care l-am avut pe pământ n-a fost un tată bun, raportarea mea la Dumnezeu ca tatăl ar putea să fie afectată. Dar aici intervine Harul lui Dumnezeu. Și intervine Duhul Sfânt care mi-l poate revela pe Dumnezeu ca tată în felul în care Dumnezeu mă cunoaște. Și Dumnezeu mă vede și se bucură de mine ca fiind acel unic copil al lui. Și este pilda fiului risipitor, în care copilul pleacă răzvrătit din casa tatălui și după un timp își dă seama că a greșit și spune, da, am păcătuit împotriva cerului și împotriva tatălui meu, mă voi întoarce și voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, fă-mă ca unul dintre argații tăi. Și dacă citim acolo, în acel exemplu, în acea pildă, ni se spune că tatăl, pe când era fiul încă departe, l-a văzut. Pe când era încă fiul departe, l-a văzut. Asta ce înseamnă? Înseamnă că tatăl arătat în Scripturi se uita după copilul lui. Oricât de departe sau oricât de, să zic, rece ar fi relația pe care acum noi avem cu Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl dorește să ni se reveleze într-un mod personal și direct prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Dar și într-un mod personal și direct în inima noastră. Pe când era încă fiul departe, tatăl a alergat spre el, l-a luat în brațe. Și știți ce? Fiul nici măcar n-a mai putut să spună ce vrea să spună. Pentru că atât de mare era îmbrățișarea și dragostea tatălui pentru el, încât fiul a simțit-o. Și n-a mai fost nevoie să spună. Pentru că știa că tatăl l-a iertat. A trăit într-un mod autentic ca și copil al lui Dumnezeu. A trăit într-un mod autentic în Hristos. Presupune într-un mod fundamental să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca Tatăl. Ca Tatăl nostru. Ca Tatăl meu. Pentru că dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu ca Tată, El este și rămâne și va rămâne pentru mine un străin. Va rămâne Dumnezeul meu. Și este un lucru corect. Va rămâne acel Dumnezeu credincios care mă binecuvântează, care mă ascultă, care îmi poartă de grijă. Dar eu nu voi avea acea relație cu El ca și copil al Lui. Nu voi putea avea o viață de copil autentic al Lui Dumnezeu, pentru că eu nu voi putea să am și nu am o relație autentică Tată-Fiu. Ne arată cuvântul acesta în Scriptură. Am citit dimineață un text din Ezechiel pe care vreau să vi-l citesc. În Ezechiel 46 scrie în felul următor. Ezechiel are o vedenie de la Dumnezeu. Și la un moment dat în această vedenie vede un templu. Și Dumnezeu trimite un înger și îngerul îi spune lui Ezechiel, uite, ăsta este templu. Și la un moment dat acest înger îl ia pe Ezechiel și îl duce în Ezechiel 46:19, ce spune așa. M-a dus pe intrarea de lângă poartă în oldăile sfinte rânduite preoților și care se află spre miază noapte.
Și iată că în fund era un loc spre apus. El mi-a zis: acesta este locul unde vor fierbe preoții carnea de la jertfele pentru vină și pentru ispășire și unde vor coace darurile de mâncare ca să se ferească să le ducă în curtea de afară și să sfințească astfel poporul prin ele. Am zis: Doamne, dar ce poate să însemne lucrul ăsta? Am citit odată. El mi-a zis: acesta este locul unde vor fierbe preoții carnea de la jertfele pentru vină și pentru ispășire și unde vor face darurile de mâncare ca să se ferească să le ducă în curtea de afară și să sfințească astfel poporul prin ele. Și am zis: Doamne, pentru mine e un nonsens. Tu vrei ca poporul să fie sfințit. Da? Asta e voia lui Dumnezeu. Da? Ca poporul să fie sfințit. Preoții aveau o... Și poporul, când venea la templu, nu avea parte, mă refer pe vremea vechiului legământ, nu avea voie să intre în locul sfânt și în locul preasfânt și nici în locul în care se fierbeau arderile de tot și jertfele de ispășire. De ce? Pentru că în felul acesta, poziția de sfințenie pe care aveau preoții, pe care Dumnezeu le-o dădea prin statutul preoției și prin felul că ei, prin slujba pe care aduceau, că jertfeau animalele și pregăteau acele jertfe, poporul era sfințit. Și ceea ce Dumnezeu a lăsat prin ungere să fie doar preoților, ca partea lor și ca binecuvântare, venea și peste popor. Și nu asta era voia lui Dumnezeu la momentul respectiv. Și zice: Doamne, pentru mine eu nu înțeleg aspectele astea. Poate nici dumneavoastră nu le înțelegeți. Nu știu dacă le-am explicat prea clar. Dar ideea, regula era așa. Poporul stă într-o parte și preoții se duc în altă parte și aduc jertfă pentru vină, ajung jertfă de ispășire sau jertfă pentru păcat și coc niște arderi de tot. Și pentru că preoții fac lucrurile acestea, ei sunt sfințiți. Și au o relație cu Dumnezeu. Și zic: Doamne, de fapt, tu ce vrei să-mi spui mie? Ce vrei să înțeleg eu din textul acesta? Și Duhul Sfânt, cred că Duhul Sfânt a fost, mi-aduce aminte un verset pe care o să vi-l citesc imediat. Deci reținem aceste trei aspecte din Ezechiel de la capitolul 46, versetul 19 și 20. Jertfa pentru vină, jertfa pentru păcat și darul de mâncare, care sfințeau pe preoți. Dar în Noul Testament, în Noul Legământ, vine Domnul Iisus Hristos și face voia lui Dumnezeu și alege să facă un anume lucru. Alege să... Pune Scriptura să pătinească dincolo de poartă. În afara locului unde se pregăteau lucrurile sfinte. În Evrei, la capitolul 13, cu versetul 12, spune așa: de aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Aleluia! Și am zis așa: jertfa pentru vină, pentru vina mea a fost adusă de Hristos. Jertfa pentru păcatul meu a fost adus de Hristos. Darul de mâncare, ce reprezenta o jertfă de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu, a fost adus de Hristos. Și lucrurile acestea le-a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine. Dar El lucrurile acestea, din punct de vedere spiritual, le-a făcut în afara cetății. De ce? Ca eu să am parte de sfințenia Lui. Aleluia! De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Jertfa pentru vină, jertfa pentru păcat, arată că, dintr-un alt punct de vedere, pe care eu l-am înțeles și pe care îmi doresc să-l aplic în viața mea, jertfa pentru vină și jertfa pentru păcat reprezintă lucru pe care preoții îl făceau în interior, în incintă. Cu alte cuvinte, în momentul în care eu păcătesc împotriva lui Dumnezeu, trebuie să vin eu, din inima mea, fără să trebuiască să mă corecteze Dumnezeu, ci doar impactat și convins de Duhul Sfânt să îmi însușesc păcatul și să recunosc păcatul și să vin cu păcatul meu înaintea Lui, ca Domnul Iisus Hristos să mă sperie, să mă curățească de orice vină și de orice păcat. Și după ce voi face lucrul acesta în interiorul meu, în viața mea, știți ce se va întâmpla? Se va vedea și în afară. Se va merge și către exterior. Întotdeauna autenticitatea vine din interior spre exterior. Ori de câte ori vom încerca să fim autentici, ori de câte ori vom încerca să arătăm că suntem autentici,
Ori de câte ori vom încerca să arătăm că suntem niște creștini originali. Dacă nu vom fi fiind creștini originali în inima noastră și relația noastră personală, individuală, intimă cu Dumnezeu, nu vom fi autentici. Vom juca doar roluri. Și acest lucru va da prilej vrăjmașului și va face în așa fel încât ca întunericul să poată să ne cuprindă. Lumina voastră, spune Hristos, lumina voastră să lumineze tuturor celor din jur. Lumina voastră să lumineze tuturor celor din jur. Vorbeam mai devreme despre a merge o milă cu cineva, despre a merge două mile cu cineva. Este adevărat. Dar iarăși un exemplu, un lucru foarte important pe care îl spune Domnul Iisus Hristos este acela și Domnul Iisus folosește un cuvânt și zice așa, dacă cineva te obligă, dacă cineva, dar dacă, de exemplu, acest cineva sunt vreo 100 sau 200, ce mă fac? Trebuie să merg cu el 200, cu el 2000, cu altul 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 2000, ce mă fac? Ce mă fac? Ce mă fac? Un răspuns pe care vi-l pot da este să cerem Domnului călăuzire ce să facem în momentul respectiv. De ce? Pentru că pentru unii oameni va conta să mergem cu ei 2000, dar pentru alți oameni a merge cu ei 2000 va însemna să pună un jug peste noi, prin care să ne opreseze, prin care să ne conducă și prin care să ne manipuleze. Și nu e vorba de a fi lumină pentru astfel de oameni. Nu! E vorba de a fi lumină pentru aceea care chiar caută-L să fie. Caută lumina. De aceea spune Scriptura, lumina voastră să lumineze tuturor. Tuturor să lumineze. Dar în același timp, Domnul Iisus Hristos spune, fiți fără răutate ca porumbeii și înțelepți ca șerpii. Vreau să mă apropii de final și să spun că identitatea de copil autentic al lui Dumnezeu se poate realiza doar în Domnul Iisus Hristos. Dar nu se poate realiza fără alegerea voiei lui Dumnezeu. Data trecută când am adus acel mesaj despre a alege pe Dumnezeu și a-L face pe Iisus Hristos Domn al vieții noastre, fratele Titus mi-a făcut așa un semn la un moment dat și n-am îndrăznit să spună, dar este un verset pe care mi l-a citit, mi l-a arătat și apoi mi l-a citit și aș vrea să vi-l citesc acum. Pentru că se potrivește și în contextul actual. Deci a fi un copil autentic și a trăi ca un copil autentic al lui Dumnezeu care să răspundească lumina, nu se poate, în primul rând, fără a alege voia lui Dumnezeu. Și în Deuteronomul, la capitolul 30, cu versetul 15 și 16, spune așa, iată, spun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduierile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în țara pe care vei lua în stăpânire. Și în versetul 20 spune, 19 spune, iau azi cerul și pământul, martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Iubim pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale și așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Ca să poți să fii un copil autentic al lui Dumnezeu în Hristos, nu pot să fac acest lucru decât în primul rând alegând voia lui Dumnezeu întotdeauna. În al doilea rând, după ce aleg voia lui Dumnezeu și totuși căutând să fac voia lui Dumnezeu, greșesc și păcătuiesc. Trebuie să-mi asum păcatul. Trebuie să zic, da, Doamne, am greșit, da, Doamne, am păcătuit, da, Doamne, am fost independent, da, Doamne, am fost răzvrătit față de Tine. Doamne, îmi asum lucrurile acestea. Am ales să fac voia Ta, dar n-am făcut-o, îmi cer iertare. Mi-asum păcatul înfăptuit. Apoi îmi mărturisesc păcatul și zic, Doamne, e un lucru greșit că am vrut să fiu independent de Tine. E un lucru greșit că nu am vrut să fac voia Ta. E un lucru greșit că mi-am judecat copiii, că mi-am judecat soția, că mi-am manipulat șeful la muncă. E un lucru greșit. Mă pocăiesc și îmi cer iertare. Cer ca sângele Tău să mă sperie și să mă curățească. Domnul Iisus Hristos, Apostolul Ioan spune în 1 Ioan, capitolul 2,
cu versetele 1 și 2 în felul următor. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Noi învățăm aceste cuvinte din Scripturi ca să nu păcătuim. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire. Jertfa de ispășire, ne aduce aminte din Ezechiel. Jertfa de ispășire, jertfa pentru vină. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. În primul rând, alegerea lui Dumnezeu. În al doilea rând, asumarea păcatului. În al treilea rând, mărturisirea păcatului. În al patrulea rând, acceptarea iertării și chiar darea iertării față de cel care mi-a greșit și care m-a umilit. Bine, acolo trebuie să încep să pun limite, să-i spun, știi ce? Nu e ok ce faci, nu e ok cum te comporți. Dar asta este un alt aspect. Și în al cincilea rând, e nevoie de sfințire. Acolo în Ezechiel spune ca să nu sfințească poporul. Făceau leviții și preoții, aduceau jertfele deoparte, în acel loc, în acea parte a curții templului. Iisus Hristos, din potrivă, a venit și a pătimit dincolo de parte ca să ne sfințească pe noi. Dar sfințirea aceasta pe care ne-o aduce Hristos ne implică într-o decizie personală, constantă, zilnică, individuală. În Filipeni, la capitolul 3, de la versetul 7, spune în felul următor. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Iisus Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, o neprihănire autentică. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și Apostolul Pavel continuă și zice, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. Nu! Nu sunt desăvârșit, mai greșesc. Îi mai fac pe alții să se potignească în mine. Dar ori de câte ori greșesc și îi fac pe alții să se potignească în mine, eu alerg la Dumnezeu și zic, Doamne, am greșit, mă pocăiesc, îmi cer iertare, dă-mi putere să nu mai fac așa. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta doar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și aș vrea să vă las cu o imagine. Spune Apostolul Pavel aici, alerg spre țintă. În contextul mesajului de astăzi, părerea mea este că ținta sunt brațele Tatălui. Alerg spre țintă. Ca un fiu, ca o fiică, ca un copil care m-am îndepărtat de tata, care am plecat din casa Tatălui, care nu m-a mai interesat ce are plan tata cu mine și pentru mine. M-a interesat să-mi văd de viața mea, m-a interesat să-mi văd de drumul meu, m-a interesat să-mi văd de business-ul meu, de planurile mele, de afacerile mele. Dar acum este un timp în care Duhul Sfânt spune, uite o țintă și ținta pe care tu o ai acum este să mergi în brațele Tatălui. Aș vrea să vă las cu această imagine că Tatăl nostru care este în ceruri ne așteaptă cu brațele întinse să ne prinde și să ne cuprindă. Ca să trăim, frații mei și surorile mele, o viață de creștin autentic și ca să fim niște copii autentici al lui Dumnezeu în Hristos, este extrem de important să începem să-L cunoaștem pe Tatăl nostru care este în ceruri, în felul în care El vrea să ni se descopere. Ca Tata. Ca Tatăl nostru. Că ai 15 ani, că ai 20 de ani, că ai 40 de ani, că ai 70 de ani. Tata rămâne același. Cei care știți că aveți copii, cei care sunteți mai în vârstă și știți că aveți copii, copilul rămâne copil și când are 50 de ani, tot copilul tău rămâne. Noi rămânem copiii Tatălui până în momentul în care vom fi împreună cu El. Și Tatăl însuși ne iubește. Amin.
Aș dori, dacă sunteți de acord, să facem o rugăciune în care să venim înaintea Tatălui nostru cu ceea ce avem fiecare dintre noi în inimă. Uneori relațiile dintre copii și tați, știți, sunt mai reci. Uneori sunt mai reci. De ce? Păi tata nu prea a avut timp să meargă într-o... să stea cu copilul, a trebuit să plece într-o parte, să plece într-altă, trebuie să muncească mai mult, să aducă pâine acasă. A veni într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă a fi într-un monolog, ci înseamnă a fi într-un dialog. Înseamnă să vin înaintea Tatălui meu în numele Domnului Iisus Hristos și să-i spun: uite, tata, nu te cunosc, nu te știu, te simt departe, simt că m-ai părăsit, simt că m-ai dezamăgit, dar știu că în Biblie spune că tu ești tatăl meu. Eu vreau să cred ce spune Scriptura și Doamne, dă-mi un duc de descoperire în cunoașterea Ta. Că așa s-a rugat Apostolul Pavel. În Efeseni, la capitolul 1, spune Apostolul Pavel: și mă rog ca Dumnezeu, și se referă la Tatăl, să vă dea un duc de înțelepciune, de descoperire în cunoașterea Lui. Tata să vă dea un duc de înțelepciune, de descoperire în cunoașterea Lui. De aceea vreau să facem o rugăciune în care să venim așa cum suntem fiecare dintre noi, cu ce avem pe inimă, și să rugăm pe Tata și să vorbim cu Tatăl nostru ceea ce avem noi în inimă. Eu o să mă rog la microfon, fiecare o să se roage în dreptul lui. Știți că atunci când un copil greșește, dacă vine la părinții lui, care îl iubesc, întotdeauna este acceptat. Întotdeauna este acceptat. Dumnezeu ne iubește într-un mod necondiționat și dorește să împărtășească această dragoste cu fiecare dintre noi. Tatăl nostru care ești în ceruri, Tăticule bun, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus, Fiul Tău prea iubit și minunat și scump, care a murit pentru păcatele noastre și pentru fără de legile noastre și care a făcut posibilă, Doamne, această relație din nou cu Tine, Doamne. Doamne, Duhule Sfânt, Tu ne-ai înfiat și ne-ai făcut să fim fii ai Tatălui nostru care este în ceruri. Doamne, Duhule Sfânt, mă rog pentru mine și mă rog pentru fiecare dintre noi în aceste clipe și în aceste momente ca Tu să lucrezi în noi ceea ce Ți este dorit. Tu să lucrezi în noi ceea ce Îți este Ție plăcut, Doamne, și Doamne Iisuse, știu că prin Tine mergem la Tatăl și că prin Tine stăm înaintea Tatălui și că Tatăl se uită la noi prin Tine. Doamne, dar eu doresc și împreună cu cei care doresc din acest loc, Doamne, noi vrem să mergem prin Tine la Tatăl. Și vrem, Tăticule bun, să venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos. Tăticule bun, vrem să cunoaștem dragostea Ta mai mult, Doamne. Tăticule bun, vrem mai mult să cunoaștem, Doamne, din inima Ta pe care Tu ai pentru noi, Doamne. Din acceptarea pe care Tu ai pentru noi, Doamne. Doamne, Tăticule, vrem, Doamne, să nu mai jucăm un rol de copil al Tău, Doamne, ci, Doamne, chiar vrem să fim copiii Tăi într-un mod autentic și să lăsăm, Doamne, ca să se vadă acest lucru, Doamne, că suntem copiii Tăi, Doamne. Tăticule Ceresc, Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos ca Tu să ni Te descoperi, Doamne. Să ne dai un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Ta, Doamne. Și să ne luminezi ochii inimii, Doamne. Tăticule bun, Te rugăm ca Tu să refaci acele relații rupte dintre noi și Tine, Doamne. Acele relații deteriorate dintre noi și Tine. Doamne, pentru că așa cum fiul risipitor se întorcea către Tatăl, Doamne, și noi vrem să ne întoarcem către Tine, Doamne. Pentru că în această lume vrem să fim copiii Tăi, Doamne. Pentru că vrem ca în această lumină, în lume, Doamne, lumina pe care Tu ai pus-o în noi, prin Fiul Tău, Iisus Hristos, lumina aceasta să se manifeste, Doamne, și tot să vadă, Doamne. Tot să vadă lumina aceasta, Doamne. Și Îți mulțumim, Tăticule bun, în numele Domnului Iisus Hristos. Mă rog, Tăticule bun, să ne înfășori și să le scufunzi în dragostea Ta, Doamne. În protecția Ta.
în siguranța Ta, Doamne, în mângâierea Ta, Doamne, în acceptarea Ta. Doamne, știu că unii dintre noi chiar am suferit, Doamne, că relația cu tata, cu părinții, nu a fost una bună, Doamne, a fost una dureroasă, Doamne, și parcă ne cam e teamă, Doamne, să ne facem vulnerabili către Tine, dar vrem ca Tu să ne descoperi inima Ta de Tată, Doamne. De Tată iubitor și de Tată primitor, de Tată care își primește Fiul și care aleargă și care își îmbrățișează Fiul și Fica cu dragoste. Doamne Duhule Sfânt, Te rugăm ca Tu să lucrezi în fiecare dintre noi, Doamne, și ne rugăm, Doamne, ca înțelegerea dragostei și a iubirii Tatălui, Doamne, Duhule Sfânt, să devină din ce în ce mai reală pentru fiecare dintre noi. Te rugăm, Tăticule, primește rugăciunea noastră. Te rugăm, Tăticule, primește rugăciunea nerostită. Primește, Doamne, cugetele inimii noastre, Doamne, și vorbele buzelor noastre, Doamne. Vrem să fim autentici. Vrem să fim copii autentici. Și vrem să Te onorăm pe Tine, să Te ascultăm pe Tine. Doamne, și mă rog, Tăticule, în numele Domnului Iisus Hristos, ca ceea ce Tu ai spus în Țefania, la capitolul 3, Doamne. Ceea ce Tu ai spus în Țefania, Doamne, că Tu te bucuri de noi, Doamne. Doamne, să simțim fiecare cum Tu te bucuri de noi, Doamne. Să simțim fiecare, Doamne, cum Tu ne strângi, Doamne, la pieptul Tău, Doamne, și cum Tu ne oferi îmbrățișarea Ta de Tată, caldă și iubitoare. Te rugăm, Tăticule Ceresc, în numele Domnului Iisus. Tu ne-ai creat, Tu ești Creatorul nostru, dar Tu ne-ai și înfiat și suntem născuți din Tine, Doamne. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.